astăzi sunt în Amsterdam și vreau să verificăm o chestie pe care de mult voiam să o, să o fac ca temă de filmuleț. Vreau să vedem ce putem să cumpărăm cu 100 de lei în Olanda. În euro, pentru că bineînțeles în Olanda se folosește euro, ar veni cam 20 de euro. Așa că am la mine o bagnotă de 20 de euro. Întâmplarea face să fiu și după serviciu, așa că mi-este și un pic foame. Și vreau să vedem exact ce putem să cumpărăm, ce mâncare putem să cumpărăm cu 20 de euro în centrul Amsterdamului. Sunt aici chiar în, în centru și vreau să vedem dacă putem să luăm, nu știu, de cât e o felie de pizza, să vedem cât este o cafea, o gogoașă sau ce mai găsim pe aici și să vedem cu câte ne putem încadra în 20 de euro. Haideți să vedem! Primele chestii pe care mi le-am luat este un sandwich cu pui, un hamburger care arată cam așa și m-a costat 5 euro. Vă schimbe și cu mine. E așa și așa. E practic o bucată de aia de pui înghețată, scăldată într-o baie de ulei, ca un fel de schnitzel. Nu e extraordinar, dar merge, la 5 euro e ok. Am terminat sandwich-ul, dar cam nu am terminat, am mai lăsat cred că vreo jumate. Dar nu-l mănânc pe tot, pentru că vreau să mai iau niște chestii și ca să fie în continuare poftă. Așa că, da, ăsta a fost 5 euro, mai avem 15 euro, hai să vedem ce mai găsim în continuare. Cartofii ăștia sunt specialitatea în Amsterdam. Fac niște cartofi așa mai groși, cu diferite sosuri pe el. Cost extraordinar, pentru că, na, cred că e același ulei pe care folosesc poate chiar câteva zile mai multe la rând. Sunt interesat o dată de două ori, dar, na. Meatballs olandeze, care practic sunt niște chiftele cu o mixtură de carne și spui tu ce ingrediente vrei. Mi-am pus niște salată, niște varză murată, niște chestii, o prânzică are și mi-am luat și o colicică. Sandwich-ul ăsta a costat 4,50 euro. M-a întrebat dacă vreau brânză, că vreau, deci probabil încă 50 de cenți, 5 euro și sucul 3 euro. 3 euro, foarte scump. Hai să vedem cum e treaba asta. Nu arată extraordinar, dar hai să vedem. Ce traditional Dutch meatballs. Hai să vedem. Seamănă ca cu chiftele alea de la Ikea, doar că consistența un pic diferită, dar gustul asemănător. Cred că ar trebui să-mi pun mai multă bază în aceea murată. Dar bunicică, cam scump pentru cât a fost, cam puțin, adică mi se apără că s-a dus foarte repede. Burigel, 4,50 euro. Mai avem 2,5 euro, mai avem fix 7 euro. Hai să vedem ce mai găsim de 7 euro, poate și ceva dulce. Da, să punem și pe asta pe lista de cumpărături, 2 euro a costat, o să facem poza asta.
asta mi-am luat acum de 4 euro și ultimii bani, practic mai aveam doar 5 euro, am dat 4 euro pe asta și 1 euro am pus în cutia de tipsuri, pentru că părea foarte aglomerată domnișoara de aici, așa că hai să vedem cum e plăcinta asta, e plăcinta de mere cu alune. Plăcinta de mere tradițională, așa, olandeză. Hai să vedem cum e și la gust. E foarte rece, în primul rând. Foarte rece. E bună. Lipsește un pic gustul, dar este bună. Băi, dacă nu mergi la nucile astea, dar... Asta a fost. Asta a fost și cu 100 de lei, găsiți în Olanda, în Amsterdam, pe mâncare. Nu știu, am luat un burger care a fost așa și așa. Bun, doar că nu prea avea gust. Și era o chestie de aia congelată care era doar prăjită. Apoi, cred că cel mai interesant au fost chirtăluțele alea olandeze. Cred că trebuia să pun mai multă varză de aia și un pic mai mult sos. Dar bunicele. Și asta, plăcinta asta de mere, am mâncat și mai bune. 4 euro o plăcintă de asta, dar suficiente ca să o consider, da, mâncat și desert. Bun, asta a fost tot. Sper că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc, ne vedem data viitoare. Ciao!